Apele sunt încă neclare la CSE Municipal Târgoviște. Asta pentru că există un conflict de declarații apărut după ultimul meci al echipei în 2012 pierdut pe teren propriu în Euroliga cu Fenerbahçe Istanbul la o diferență clară. Atunci George Dicheu Lacos anunța opinia publică părăsirea echipei împreună cu staful grec. După această informație, tehnicianul a mai oferit și câteva detalii picante din angrenajul echipei, cum ar fi alcătuirea formației înainte de sezon, dar și clipele de dinaintea meciului cu Fener, când, conform spuselor sale, unele jucătoare se gândeau dacă să facă grevă sau nu, iar altele au plâns. Citat de un site de specialitate, președintele onorific Gabriel Boriga spune că nu este vorba de niciun colaps financiar. Târgoviște nu are, nu a avut și nu va avea niciodată datorii față de jucătoare și staff. Tot Boriga spune că nu confirm 100% știrea conform căreia Dicheu Lacos nu va reveni la reunire. George Dicheu Lacos vorbea la conferința de presă de după partida cu Fenerbahçe de un mail primit de la același Gabi Boriga, în care se preciza colaps financiar, reduceri salariale și disponibilizări. Primarul Târgoviștei declară: infirm categoric, nu am trimis niciun e-mail, nu este adevărat, există sprijin pentru a doua parte a sezonului. De asemenea, Elena Babkina a făcut o declarație pentru un site din Letonia în care spune că a părăsit echipa CSM-ului împreună cu alte jucătoare precum Kerry, Novosel, Namaka și Bielica. Președintele onorific Boriga declară că Babkina se află sub contract cu Târgoviște. În ceea ce privește celelalte jucătoare, Kerry, Novosel și Bielica au plecat pentru că și-au terminat contractele. Dacă această situație nu era destul de incertă, site-ul oficial al clubului a publicat un comunicat de presă bilingv. În acesta se vorbește despre obiective care rămân neschimbate față de startul sezonului. Se mai precizează că echipa și-a onorat în fiecare lună și în ziua corespunzătoare toate obligațiile avute către jucătoare și membrii staffului tehnic al echipei. La un moment dat se face o aluzie fină în ceea ce privește plecarea lui Dicheu Lacos. Oricine este nemulțumit de ceea ce îi se întâmplă în viață este liber să-și caute fericirea și să-și facă viitorul unde dorește. Ce se va întâmpla exact la CSM Târgoviște rămâne de văzut pe 3 ianuarie, atunci când este programată reunirea lotului.